Andreea Curpene, o tânără focoasă de pe Valea Dâmboviței, dornică de afirmare în politică, a candidat și a fost aleasă în funcția de secretar al TSD Dâmbovița, în urmă cu câteva săptămâni. În fața colegilor s-a dat mare iubitoare a doctrinei social-democrate, însă realitatea nu este chiar atât de roz. Pe pagina de Facebook al UDUI se găsesc mesaje anti-PSD, unele chiar agresive. Vicepremierul Dragnea a dat ordine clare în legătură cu inundațiile din Telorman. Cu prioritate se va evacua apa din cimitire. Acolo se află majoritatea votanților noștri. Dacă mergem pe același principiu, se pare că morți au fost și cei care au votat-o. Altfel, nu ne explicăm cum un om care denigrează șefii partidului poate ocupa o funcție de conducere în același partid. Imediat după alegerile pentru Parlamentul European, când PSD a câștigat cu un scor zdrobitor, tânăra posta: ai votat tot mafia, felicitări România! Vai, aceste cuvinte ne doare! Chiar și denigrând dezor partidul, tânăra a fost aleasă într-o funcție de importanță în cadrul organizației dâmbovițene a tinerilor socialdemocrați. Cel mai probabil, în disperarea de a face noi achiziții, mai mari din PSD nu au știut pe cine primesc în partid. Sau, pur și simplu, au închis ochii la tot, orbiți de focoasa tânără.